Să-l salutăm acum pe Andrei Cristea, bună ziua! Bună ziua! Andrei, și invitaților! Andrei, cum s-a părut partida de aseară? Ce observații avea de făcut după FCSB RFS 4-1? Da, o partidă reușită. FCSB a arătat de la început și a arătat superioritatea. E clar că au întâlnit o echipă puternică din punct de vedere fizic. Cred că dacă Olaru ar fi înscris acolo gol 2 repede, minutul 11, dacă nu mă înșel, lucrurile ar fi stat altfel. A venit acea fază fixă unde cred că și staful Stelei era, FCSB-ul era convins că e posibil să aibă probleme. A venit acea egalare, în schimb, până la urmă, diferența între cele două echipe, eu cred că s-a văzut pe tabele și putea să fie mult mai mare. Iar și-a ajutat și gol averajul, fiindcă știm foarte bine că formatul este diferit. Însă mi-a plăcut foarte mult Chiricheș, mi-a plăcut pe construcție Chiricheș, în momentul în care FCSB avea posesia, devenea mijlocaș, fundași laterali strângeau și închideau zona centrală, iar el participa la construcție. Nu întâmplător a venit și golul 2, dacă nu mă înșel, din minutul 40, când el practic apare pe poziția de 10 acolo și pasează decisiv lui Olaru, sau cine a scris golul 2, nu mai știu exact. Da. Golul de 2-1. Da, Olaru. Golul de 2-1, da. Bărligea se vede clar că un jucător cu mare calitate, un jucător incisiv, un jucător agresiv. FCSB clar a fost superior, dar totul se ține cont și de numele adversarului, o echipă care nu cred că va emite pretenții la calificare. Cine a fost omul meciului, în opinia ta, cel mai bun jucător de pe teren? E greu să alege un om al meciului, fiindcă Olaru de 2 goluri, Chiricheș a făcut un meci foarte bun, cum am văzut de foarte mult timp. Florin Tănase dă o pasă extraordinară la Olaru la golul respectiv și a legat foarte bine jocul în momentul în care a intrat. Eu cred că omul meciului e echipa la acest joc, fiindcă a fost cu toți, a avut o strategie perfectă din punctul meu de vedere, cu excepția fazelor fixe. A fost o echipă agresivă, o echipă cu posesie și o echipă care și-a creat foarte multe ocazii de gol. Apelez acum la opinia specialistului. Ce spui despre Bârlige? Crezi că se pliază perfect pe stilul FCSB? Mie îmi place Bârlige, am spus-o de la început, fiindcă meciurile diferă. Am mai auzit opinii că nu este jucător de atac pozițional. Da, de asta te-am întrebat, că sunt opinii și opinii aici. Da, dar în fotbal momentele se alternează. Chiar dacă te numești FCSB, ai momente în care trebuie să te aperi și bineînțeles ai foarte mult spațiu în spatele adversarilor. Ai momente în care trebuie să faci pressing. Acum fotbal nu mai este doar când ai mingea. Fotbal înseamnă și pressing, înseamnă și colectiv, înseamnă și acțiuni individuale, înseamnă și faze fixe. Mi-aș dori să confirme investiția făcută și eu am mare încredere în Bârligea, pentru că l-am văzut la CFR în multe partide și mi s-a părut un jucător foarte important pentru fotbal românesc. Îți lansez acum și o provocare, nu știu dacă o accept. Dacă ai fi să alegi între Bârligea și Luis Munteanu, pe cine ai alege? Am mai auzit comparațiile astea, nu știu dacă fac. Cine îți place ție mai mult, neapărat care e jucătorul mai bun? Mi-aș dori să avem multe astfel de comparații în fotbal românesc. Din fericire, uite că mai apar fotbaliști pe poziții pe care noi avem mare nevoie, cea de număr 9. Bărlinge și Munteanu, eu cred că în scurt timp vor fi variante bune pentru echipa națională și rămâne greu să o demonstreze. Doi jucători de top joacă la cele mai importante echipe din fotbalul românesc în momentul de față. Contează mult și susținerea grupului, a colegilor, fiindcă atacantul depinde foarte mult de echipă și de ocazii. Doi jucători importanti, tineri, care noi ne dorim să creeze concurență pentru echipa națională. Pentru FCSB urmează meciuri mai grele în Europa League, PAOK, Hoffenheim, United, printre adversari. Ce șanse crezi că are să treacă mai departe în această competiție? Păi, fiecare etapă e diferită în felul lui. Fiecare echipă are un anumit stil de joc. Mie mi-a plăcut abordarea pe care am văzut-o la FCSB aseară. O echipă agresivă, o echipă constantă pe toată durata partidei. Și cred că, totuși, că cu PAOK va fi cu totul altceva, mai ales că Răzvan Lucescu cunoaște fotbal românesc, cunoaște plusurile și minusurile. Important de totuși să acumulăm puncte, să aducem puncte și bani în fotbal românesc și, bineînțeles, calificarea FCSB-ului în primăvară. Crezi că e momentul ca Olaru să plece din Liga 1? N-are cum să plece acum, că suntem... Acum nu, dar nu știu, în iară, vara viitoare.
Gândiți-vă că până în octombrie mai sunt 3 luni și încă 20 de meciuri de jucat. E clar un jucător important care ar merita un transfer. Dar el rămâne foarte important pentru el să rămână motivat și să rămână concentrat, fiindcă tot ceea ce face va fi un plus pentru el și cota lui va crește. Are expunere în momentul de față, joacă cu Manchester, cu PAOK, da, adversari buni. Are numai de câștigat. Dacă își păstrează forma pe care a avut-o în ultima perioadă, eu cred că poate prinde un transfer în iarnă. Încă o chestiune, Andrei. Ce spui despre lupta la titlu din Liga 1? Dacă vezi vreo favorită sau două, trei echipe care o să se lupte la primul loc? Da, a fost dezechilibrat acest început de campionat, fiindcă echipele au marjat foarte mult pe competițiile europene. Și uitați-vă cazul FCSB-ului, al CFR-ului, clar. La început părea un pic avantajată Craiova, fiindcă a ieșit cumva repede și a avut un start mai bun, uite că și ea mai prudă inturație, nu a venit și un mudică la Rapid. Favoritele, din punctul meu de vedere, rămân aceleași, poate una sau două surprize la play-off din echipele care nu au fost anul trecut. Însă lupta finală se va da din martie încolo, februarie-martie încolo, când campionatul se leagă, cum se spune, și jucătorii se montează mult pe campionat și cred că atunci va fi... Este și înjumătățirea, adică e prea devreme să discutăm acum de o favorită certă. E în regulă, Andrei, mulțumim mult pentru dialog. Și eu vă mulțumesc. Frumoasă continuare. La revedere.